De ceva timp, prin urbea noastră circulă un zvon conform căruia un mare om de afaceri, iubitor al sportului cu balonul oval, ar dori să înființeze o echipă de ruibii sub directa îndrumare a clubului sportiv Mușcel. Zilele trecute, directorul Mărgărim Blidaru ne-a dezvăluit că proiectul inițial tinde din ce în ce mai mult să prindă contur. Este adevărat, am primit oferta de a mă ocupa de o echipă de ruibii ce se va înființa în curând la Câmpul Lung. Pentru a pune bazele unui club de rugby la Câmpulung este nevoie de mult mai mult decât suma vehiculată, nu de alta, dar trebuie cel puțin 25 de jucători, iar deplasările sunt foarte costisitoare. Mult mai mult decât se cheltuiește cu echipă de fotbal la Liga a treia, de exemplu. Puțin sunt însă care își aduc aminte că pe la sfârșitul anilor 80, la Câmpulung, ființa un club sportiv de rugby sub directa îndrumare a întreprinderii miniere Câmpulung. Și pentru că nu a prins la publicul spectator, avid de sportul rege, echipa de ruibii Minerul Câmpulung a avut o viață foarte scurtă, aproximativ 2 ani, după care s-a desfințat.